Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Intrăm într-o perioadă plină de schimbări cosmice care pot influența diferite aspecte ale vieții tale. Este esențial să fii deschis la oportunități neașteptate și să te adaptezi la noutăți cu flexibilitate. Acesta este un moment propice pentru autoreflexie și regândirea obiectivelor tale pe termen scurt și lung. În continuare, haide să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, energia ta dinamică este în creștere, oferindu-ți o săptămână plină de oportunități și provocări. Concentrează-te pe obiectivele tale principale, iar colaborarea cu ceilalți poate aduce rezultate remarcabile. Fii deschis la schimbări și ascultă cu atenție sfaturile celor din jur. Taur, detaliile devin esențiale în această săptămână, iar o comunicare clară poate evita confuziile. Abordarea practică te va ghida către succes, iar răbdarea este cheia pentru a gestiona situațiile tensionate. Fii atent la detalii și investește timp în dezvoltarea abilităților tale. Gemeni, este timpul să explorezi noi idei și să fii deschis la schimbări. Aventurează-te în domenii neexplorate și dezvoltă-ți abilitățile. Cu toate acestea, evită impulsivitatea și analizează cu atenție opțiunile disponibile înainte de a lua decizii importante. Rac, relațiile personale și familiale sunt în centrul atenției în această săptămână. O comunicare deschisă și sinceră poate aduce claritate în legătură cu anumite aspecte emoționale. Fii gata să asculți și să împărtășești sentimentele tale. Leu, întâmpin provocări, dar și oportunități de creștere profesională. Fii perseverent în urmărirea obiectivelor tale și arată încredere în abilitățile tale. Colaborează cu ceilalți pentru a atinge rezultate semnificative. Fecioară, sănătatea și bunăstarea ta devin prioritare în această perioadă. Adoptă un stil de viață echilibrat, acordând atenție detaliilor în aspectele practice ale vieții cotidiene. O gestionare atentă a resurselor tale personale te va menține pe drumul potrivit. Balanță. Relațiile interpersonale devin fundamentale. Investește timp în consolidarea conexiunilor sociale și fii atent la nevoile celor din jur. Acesta este un moment potrivit pentru a rezolva orice neînțelegeri și a construi relații mai solide. Scorpion, este timpul să-ți exprimi creativitatea și să explorezi pasiunile tale. Fii deschis la riscuri calculate și lasă-ți imaginația să zboare. Această perioadă poate aduce proiecte interesante și satisfacții personale. Săgetător, asigură-te că acorzi atenție aspectelor legate de casă și familie. Fii deschis la schimbări în mediul domestic și îndeplinește nevoile familiei tale. O abordare practică te va ghida în luarea deciziilor. Capricorn, comunicarea devine esențială în această săptămână. Fii clar în exprimarea ideilor tale și ascultă cu atenție opiniile celorlalți. Colaborarea și comunicarea eficientă te vor ajuta să evoluezi în diferite aspecte ale vieții tale. Vărsător, analizează finanțele și ia decizii responsabile în acest domeniu. Fii disciplinat în gestionarea resurselor tale și evită cheltuielile impulsive. Această atenție la detalii te va ajuta să-ți construiești stabilitatea financiară. Pești, ești înconjurat de energie pozitivă, iar creativitatea ta atinge noi culmi. Profită de această perioadă pentru a-ți exprima ideile și pentru a-ți pune în valoare talentele creative. Fiind deschis la oportunități, vei experimenta satisfacții remarcabile în proiectele tale. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată!